Domnul Orban, doamnelor și domnilor, se bate cu propriile arme. După ce au atacat de sute de ori guvernele PSD, ne amintim, pentru ordonanțele de urgență emise, executivul a adoptat pe bandă rulantă un număr uluitor de 25 de ordonanțe de urgență, atenție, și 31 de hotărâri. Este un record nemai întâlnit de la Revoluție și până acum și probabil va fi și greu de bătut în viitor. Au fost foarte multe acte normative, multe ordonanțe de urgență aprobate în ședința de guvern de astăzi, pentru că de 3 luni de zile, așa cum ne-am angajat, încercăm să reparăm ceea ce a stricat guvernarea PSD anterioară și dacă majoritatea PSD din Parlament ar fi arătat tot atâta interes pentru rezolvarea problemelor românilor și s-ar fi mobilizat pentru adoptarea unor proiecte de legi absolut necesare pentru viața românilor, așa cum încearcă să se mobilizeze pentru această moțiune de cenzură, atunci nu ar fi fost nevoit să adoptăm mai multe ordonanțe de urgență pentru a pune în acord fie decizii ale Curții Constituționale cu cadrul legal existent sau pentru a remedia situații care necesită o intervenție urgentă.